un moment special pentru mine, pentru că rare ori pot face interviuri cu un artist imediat după ce a ieșit de pe scenă. Probabil că o să folosesc un clișeu, simte un gol. Un gol, un moment de descătușare. E ca după o mare încercare. Simți așa o moliciune plăcută și cerebrală și fizică. Credeți în misiunea artistului de a spune ceea ce societatea gândește, de a da un glas societății? Că trebuie să facă lucrul ăsta este clar. Îl face? Și îl face și nu prea. De ce? Pentru că societatea din ziua de azi este una care nu are timp pentru cei care gândesc, cei care trudesc, cei care suferă, cei care simt. În ziua de astăzi totul este rece, totul este, sau mă rog, foarte multe lucruri sunt abordate rece, distant, disprețuitor pe alocuri. Artistul este puțin marginalizat, este puțin trecut cu vederea. Nu mai este vocea unui artist atât de importantă ca pe vremuri. Și sigur că ia câtă spectatorul constată că artiștii din ziua de astăzi nu mai sunt ca cei de pe vremuri. Sunt pline sălile, totul este vândut. Sunt pline sălile, într-adevăr. Dar Festivalul Național de Teatru este vândut, nu mai găsim locuri. Sălile sunt mici. Sălile sunt mici. Țara e mare. Și atunci credeți că avem mai multă nevoie de teatru la televizor? Avem nevoie de mai mult teatru la televizor, da. Teatrul a fost făcut la TVR 10 de ani și eu am făcut destule lucruri acolo. Din ce în ce mai puține se fac. TVR-ul ar trebui să se aplece mai mult asupra culturii, asupra emoțiilor, asupra artiștilor, așa cum spuneți dumneavoastră, și să le asculte vocea acolo. Pentru că altfel unde? Dacă la teatru, la televizor, unde? Și vocea artistului este importantă atunci când el joacă. Ce spectacol este de neratat în festivalul acesta? Absolut național? Toate, pentru că este o sărbătoare a noastră. Pe cine vreți să vedeți? Neapărat. Juliet? Pe Juliet Binoș. Pe Juliet Binoș. Și eu vreau să o văd, da. Cine știe? Dacă da. Mulți sunt locuri. Da. Și... mă rog, spectacol făcut de Lepaj și așa mai departe, și Prel Jocaș, care este un artist extraordinar, chiar dacă nu este neapărat teatru, dar este teatru dans, este o minune de spectacol, o emoție pe scenă. Orice emoție pe scenă, controlată, regizată, se numește teatru. Ce să vă spun, toate spectacolele sunt de văzut, dar, din păcate, iacătă, sunt niște săli extrem de mici pentru câtă foame de teatru există în rândul celor pe care i-am amintit, adică nu toți, dar câți sunt destui care ar vrea să vadă. Nu încăpem cu toții. Ar trebui festivalul ăsta să dureze vreo 2 luni ca să satisfacă o mai mare masă de aviz, de emoție. Dar ce gânduri vă fac dimineața să ieșiți din casă și să înfruntați o nouă zi, poate cu zâmbetul pe buze, poate mai puțin? Este o bucurie pe care nu pot să mi-o stăpânesc. Fac parte din această tagmă minunată actoricească, 1. Și 2, este un jurământ pe care l-am făcut atunci când am fost la școala de teatru, așa, jurământ pe care l-am făcut în fața profesorilor mei și a primilor spectatori și a părinților mei și așa mai departe. Deci am mai multe motive care mă fac să mă scol cu încredere, cu bucurie, cu speranță într-o dimineață. Mulțumesc foarte mult!